Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, ora de veche, Adrian în studioul Epoch Times, eu la depărtare. Bună seara, Adrian! Bună seara, Nicoleta, bine ai venit pe calea undelor. Bună seara tuturor. V-am gândit să spunem că să vorbim despre obraznicii rusești. Și mai sunt și niște obraznici prin România, legați într-un fel sau altul de Rusia, sau măcar cu simpatii ruse. Ce începem? Eu zic să începem cu ăștia Ce locali, crezi? că începem cu ăștia locali, că sunt mai zemoși. Aha. Bine. Hai să începem cu cei de aici. Și ne referim în primul rând la George Simion, care s-a proțăpit aseară la s-a dus la sediul Digi24, cred că toată lumea a văzut înregistrarea. E destul de... N-ai mai văzut așa ceva, nici Corneliu Vadim Tudor nu făcea chiar în halul ăsta. Avea mai multă prestanță, în orice caz, în paranoia și în show-urile lui bezmetice. George Simion, parlamentar AUR, șef de partid, s-a dus la Digi și a dorea să intre în clădire, așa, ca la mama lui acasă, nu? De ce? Pentru că e parlamentar și are voie să intre unde vrea. Cine mai vorbea în felul ăsta? Șoșoaca se ducea pe unde vrea și trebuia să intre să-i dea drumul toată lumea, pentru că ea e senatoare. Ce-o fi citit oamenii ăștia? Eu n-am Am citit toți asta. reprezentanții au, cred că totul îi se cuvine, dacă au ajuns într-o funcție în stat, dacă au o demnitate, pot pătrunde oriunde și într-o proprietate privată, toată lumea trebuie să le deschidă ușa și toată lumea trebuie să-i respecte pentru demnitatea pe care o dețin. Hai să dăm un pic filmul, dacă vreți, din regie, ca să vedem ce... Că e chiar... Mi s-a părut senzațional treaba și merită comentat un pic. Nu pot să-l lași să treacă chiar în felul ăsta. Alo, stai domnule că N-aveți voie să intrați. Bă, cine ești tu? Ce vrei mă să mă și bați? Ia mâna de pe mine, Păi nu pun nesimțitule! mâna pe tine, te las să intri, atâta tot. Nu pune nimeni mâna pe tine. Nu mai țipa că nu mă intimidezi cu Mihai, ia mâna de pe mine. Păi n-ai voie să intri. Ia mâna de pe mine. Lasă-mă în pace că n-ai voie să intri. Ia mâna de pe mine. N-ai voie să intri, cum să nu, înțelegi? dar nu ai cum voie. ești? Ai apăsat pe butonul? Cine ești, mă, de țipi așa? Nu aveți voie, nu, nu aveți voie. Sunteți de la Digi. Mult mai lung materialul, vedeți pe pagina lui George Simion acolo, duceți-vă și dați like-uri partea cealaltă, că merită omul. Zbiară de zici că e La pe speed. depărtare n-am avut sonor. Nu l-am auzit, dar știu de aseară. Zbiară că zici păi, că e pe speed și nu prea îți vine să crezi ce se întâmplă acolo, da? Deci dacă omul ăsta vrea să vină la tine acasă, Nicoleta, trebuie să-i deschizi ușa, să-i dai drumul. Dacă vrea să Dacă vreau. controleze prin dulapuri, prin astea, ce ai tu pe acolo sau în bucătărie, ci dacă ai cafea sau n-ai, trebuie să-i dai drumul, că e el. E el însuși. Repet, dacă vreau. Asta nu înțelege George Simion. Împrobează în acest mod că nu dă doi bani pe proprietatea privată, nu dă doi bani pe dreptul persoanei la a face o selecție pentru vizitatori. Poate să fie și șeful statului. Dacă n-am chef să-l primesc, nu-l primesc și nu mă poate obliga să-l primesc. Așa și cu George Simion. Îți dai seama cât Dar de trebuie să departe e de înțeleagă. orice, e departe de orice fel de logică, nu știu. În primul rând că țipă ca un dezechilibrat, una la mână. Nu se țipă în felul ăsta, nici n-ai. A doua că țip la niște băieți care stau de la pază afară, că nu ți-au făcut nimic și care s-au și purtat foarte frumos. Cred că nu, chiar nu l-au îmbrâncit, au încercat să-l oprească și fără... Deci... Asta era fișa postului lor. Nu pătrunde nimeni în post. Și A fost mai orice mult decât decenți, după părerea mea. Ăsta e George, care nu se luptă numai cu hoțul, nu știu care, și cu ministrul, nu știu care. Nu, se luptă cu aia din stradă, cu băieții aia care da, iau și ei un ban că stau la Digi și păzesc ușile alea, nu? N-au făcut nimic ilegal. Își făceau jobul. Știi cine mai făcea era așa? făcut un echipă. Diplan. Meșterul Da, Diplan, da. venit din Statele Unite, care se certa cu bodyguards-ii de la supermarketuri când îi luau temperatură. Le-o cerea înapoi. Știi? Așa vezi pe oameni cât de ce tărâm spiritual minunat și înalt au. Se ceartă cu băieții de la poartă. Îi fac albie de porci. Ce faci? Nu mă lași. Închipuiesc că omul ăsta ajunge președinte. Eu am aflat aseară despre acest episod aproape în direct, de la Digi. Aha. Era emisiunea lui Prelipceanu, deci plecase Virgil Popescu, pentru că justificase
justificarea lui Simion era că vreau să aibă și el un punct de vedere, așa cum a avut Virgil Popescu, respectiv ministru economiei. Și a venit Sabin Orcan. Sabin Orcan povestea, a întârziat puțin la emisiune, pentru că s-a întors să-și ia niște reviste Newsweek din mașină și la poartă era scandal, că deja venise poliția cu George Simion. Și a povestit în direct. Prelicianul era oarecum încurcat. El vrea să-și vadă de emisiunea lui. Era cumva o deviație de la temă. Dar nu era chiar o deviație de la temă, pentru că se discuta nici mai mult, nici mai puțin decât năzbâtia de postarea ambasadei Rusiei și era vorba de câți prieteni ar putea avea Rusia în România care să fie în stare de sacrificiu suprem, inclusiv să doneze ceva, măgan, mărgă, nu știu ce, pentru Vladimir Putin dacă el ar fi bolnav. Toată presa îl califică pe George Simion ca fiind un măcar simpatizant al Kremlinului, dacă nu altceva. Orcan a spus mai mult că e instrument al lui Putin și că are și probe pentru asta. El le are, el nu le are. De este că aseară era Prelicianu, se uita și nu înțelegea despre ce e vorba și spunea să trecem la subiect, iar Orcan zicea așa s-a întâmplat și în 39-40. Nimeni nu vrea să creadă. Vreau să treacă la alt subiect. Și până la urmă s-a ajuns ca mulți dintre, vorbind de Mișcarea Legionară Românească, ca mulți dintre cei care ignorau sau vreau să întoarcă privirea în altă parte, să fie răniți sau chiar uciși. Oricum, tipul ăsta de comportament violent, pentru că a fost și faza din Parlament cu Popescu, a fost și faza când a urecheat un deputat. Nu era prima recidivă. El se trezește cu jandarmii la galerie de fotbal. E tipul acela de comportament în care eu fac ce vreau și obțin ce doresc prin orice mijloace, iar acum mai mult sunt și om politic. Adică mă prevalez de faptul că sunt lider de formațiune de politică, lider de partid, am un mandat de parlamentar și atunci mi se cuvine tot. Nu vi se cuvine, domnule George Simion, nimic. Trebuie să transpirați ca să primiți foloase cuvenite, pentru că altfel sunt necuvenite și, în general, foloasele necuvenite știm că sunt și pedepsite de lege. Te aștept să-l pedepsească legea dacă intră prin efracție în clădire undeva, într-o clădire? Dacă eu aș vrea să intru prin efracție într-o clădire, pe mine legea m-ar pedepsi. Eu mă întreb ce a făcut poliția când a venit, da? Pentru că, efectiv, a vrut să intre trecând de poartă, de portarul care făcea ce trebuie să facă, pentru făcea munca pentru care e plătit. Da? Era măcar o amendă ar fi trebuit să se dea poliția, dacă nu era o faptă penală. Era o contravenție clară. Da? Nu știm ce s-a întâmplat. A venit poliția și probabil că au luat și la polițiști, la fel ca la bietul portar. Ce mi-a plăcut este că acel om nu s-a intimidat, a fost politicos. I-a și spus că nu se sperie și că nu îi spune că nu are nimic cu el, decât că nu poate intra în clădire. Și simplu. Prima reacție e că l-au cam lăsat nervii pe George Simion și a uitat faptul că toți sau majoritatea băieților din partidul ăla lui, de canapea, sprijineau Rusia și și-au cam luat-o în sondaje. Rău. Nici măcar trolii ruși și toți antieroi ăștia găunoși care se vehiculează pe Facebook nu prea mai au tupeu să comenteze așa cum o făceau la începutul războiului, cel puțin. Deci e în cădere liberă, frumoșică, așa. Părerea mea că o să iasă mai ciufulit decât se așteaptă din chestia asta. Oricum, omul ăsta se avea, cum să zic, îngrijorător de bine cu o grămadă de agenți ruși de influență pe aici, inclusiv Călin Georgescu, apropiatul lui Dugin, pe care îl vehicula de câte ori putea, de câte ori era întrebat, și dar și cu China. Știi? Nu prea poți să înțelegi. Pe de altă parte, se dă democrat. Știi, deși se dă democrat, nu respectă nicio lege, măcar a bunului simț, în momentul în care
face toate măgările pe care le face și violent, acte de violență din Parlament, își permite tot felul de apropieri și lor de poziția iurea, pune mâna pe oameni în Parlament, îi împinge, chestii de genul ăsta, da? Ții minte că îi luau și pe Nicușorul Dan, l-a luat de pe umăr. Deci, de la trântă, pur și simplu. Niște gesturi din astea care nu și-au locul și care îl descalifică nu ca parlamentar, îl descalifică ca persoană umană. Nu te porți în felul ăsta dacă ai o educație cât de cât de 7 ani acasă, da? E foarte dezinvolt cu toată lumea. Genul ăsta de om care, dom'le, pur și simplu înfuriat că nu-l lasă la Digi să spună el păsul, să reprezinte românii. Înțelegi? Și reprezintă numai pe... Spune. Ne poartă de grijă. Deci nu se teme, adică vorbește și de angajații Digi, dar spun că ei și asumă asta. Să trăiască într-o unitate militară care, la care îngenunchează puterea. Asta spun. Acolo este sediu SRI și că trebuie să intre să... Asta e o opinie de-a lui. Asta poate să spună cât vrea. Una e să spui lucruri și alta e să dai buzna, că nu-ți convine, nu știu pe cine, a invitat Digi. Știi? Nu, stai puțin. Și ce-a mai spus? Că el crede că telespectatorii captivi ai Digi merită să afle și alte puncte de vedere pe care Digi le cenzurează. Da, și poate. Pe mine m-au aflat râsul. Deci, că în țara asta... Ei pot să afle. Nu poți să ajungi când ai tu chef. Și la Antena 3, că nu te lasă domn profesor. Și una la mână ei... Curioase de cenzură și de omisiuni totale ale unor subiecte. Sunt subiecte tabu, care nu se discută la aceste posturi. Deloc. Cred că una e faptul că... Da, telespectatorii Digi au dreptul să asculte ce vor ei. Dar nu să le impui tu să spargi geamurile, să intri acolo. Da? Dacă ți se pare că trebuie, că vrei să... Putin denazifică, da? Vine să scoată nazismul din capul celor care îi se împotrivesc. Că de fapt ești nazist dacă nu zici ca el. Așa. Și George Simion face același lucru. A considerat el că o serie de telespectatori, niște sute de mii sau milioane, nu știu ce audiență are, nu m-am dat, nu primesc audiențele, și a considerat că acei oameni sunt captivi, că sunt privați de anumite puncte de vedere care îi aparțin și că trebuie să le dea aceste puncte de vedere cu forța. Poate să le spună, du-te pe pagina ta sau du-te la altă emisiune dacă te invită cineva și spune-le de acolo, că ai dreptul să o faci. Dar nu peste Digi să te duci. Crezi că are curaj să facă lucruri de genul ăsta la Antena 3 sau la România TV? Mă gândesc că nu. Eu mă gândesc că acolo e primit. Pentru că probabil că ar fi în stare să experimenteze la cât dupe oare să se ducă la oricare dintre posturile la care nu e primit, să facă scandal. Numai că și la România TV și la Antena 3 e cam ca la el acasă. Poate realitatea, iarăși, nu-l primește pe cât de des și-ar dori, dar și la realitatea e de văzut, totuși. Uh-huh. Și la B1, adică nu prea lipsește. Știi ce... Vorbește despre el și asta îl scoate din minți. Știi cum s-ar numi... Știi ce face el aici, domne? Exhibă mânie proletar. Înțelegi? Proletarul este mânios că burghezul își permite să aibă alte păreri. Înțelegi? Și are niște taburi și niște obiceiuri. De ce? E mânios. El, ca proletar ce e, domne, și sprijinitor al boborului, e mânios, domne. Simte o mânie, așa cum mi se urcă, lupta de clasă, știi? Simți cu... Să-mi fierbântă în tine. Asta e. Ăsta e om. Da. Dacă bagi clovnii în... palat, palatul devine circ. La noi a devenit de mult. Acum e doar în varianta agravată. Foarte frumos. Eu cred încă o dată că evenimentul ăsta este datorat, este cauzat de căderi în sondaje. Nu s-a mai văzut de mult, nu mai vorbește nimeni de el. Mă, George, în momentul în care vorbim de tine, o să fie probleme mai mari decât astea. Nu, a rămas fără teme, deci povestea cu vaccinurile nu prea mai există, nu se mai vorbește despre ea, chiar dacă există. Deci vaccinurile nu sunt, COVID-ul s-a rărit,
războiul dezavantajează, cu ce vrei să iasă în evidență? Țipând, confiscând mitinguri. S-a dus la Metrorex și a încercat să confiște mitingul. S-a dus la poștă, a fost un miting al poștașilor care sunt au nemulțumit de lor și s-a dus și s-a erijat în apărătorul lor. Încearcă să iasă oriunde se poate și să spună că partidul lui va rezolva tot ce au oamenii pe suflet. Este absolut imposibil, desigur, dar nu-i pasă, adică căderea nu e pe cât ar merita. E în cădere liberă, e adevărat, dar după părerea mea ar trebui să fie mult mai jos decât sunt acum. Da. Și aș vrea să-ți amintesc că nu e singurul violent, pentru că Alfred Simonisă, nu că ar fi vreun sfânt, dar a ajuns să se înjure și să se certe și la un pas de bătaie în Parlament, un alt parlamentar, care nu era George Simion, dar George Simion era acolo și filma. Desigur, circul trebuie transmis. Au în continuare acest obicei. Fac circ și filmează circul și îl transmit. Și există un segment de public dispus să vadă astfel de lucruri și entuziast. Bat din palme, se simt bine. Spartanii lui Cumpănașu fac asta. Ei cred că îi preia de acolo. Ei? Spartanii. Dar unde o fi dispărut spartanii în cauză și unde o fi Cumpănașu? Că nu l-am mai văzut de mult. S-a dat la fund de tot. Apropo, a fost arestat Rădoi, principalul implicat în cazul de la Caracal. Cel care era suspectat că face trafic de fete, că avea poliția la degetul mic, cel la care apela poliția ca să afle informații despre fete, de parcă era el ofițer DICOT și așa mai departe. Da. Pe de altă parte, tupeul băieților din Moscova, nici el nu cunoaște margini. De acolo se inspiră. Au fi avut vreo genă rătăcită băiatul ăsta. Mai te rog frumos, e de la Focșani, adică unde e Milcovu, nici el nu știe dacă e muntean sau moldovean. Da. Mă rog, da. Mai puțin. E mai puțin important. Nu e reprezentativ. Da. Ce Vladimir Putin este rugat să deschidă porturile ucrainiene pentru a permite exportul cerealelor, da? Fiind acuzat că folosește foamea ca pe o armă. Unde ai mai auzit asta? La tovarășul Stalin se întâmpla chestia asta, în momentul în care a înfometat pe ucrainieni. Și nu odată. Bun. A fost rugat și a declarat joi că pentru a da apelului făcut recent de ONU, deci vorbim de ONU aici, nici măcar vorbim de vreo putere mare, pentru a da acces, de a deschide accesul la porturile ucrainiene de Marea Neagră pentru cereale, pentru export de cereale, ar trebui ca sancțiunile Rusiei să fie revizuite. Da. Cu alte cuvinte, hai să vorbim puțin despre... Despre ce se întâmplă aici? Deci omul ăsta supune Orientul Mijlociu, că majoritatea acolo se duc, majoritatea grelor ucrainiene în Orientul Mijlociu. Deci el zice, bun, eu arunc în aer Orientul Mijlociu. Și nu e vorba de aruncat în aer, e vorba de viețile oamenilor până la urmă, știi? Și de bunăstarea lor, care și așa e relativă. Adică sunt o grămadă de regiuni, Egipt, Liban, care au probleme. În sensul ăsta. De alimentație vorbesc. Și el zice, nu. Șantaj, direct. Fără niciun fel de șantaj, după manual. Și speră să ce? Speră să fie ridicate sancțiunile împotriva Rusiei, care oricum nu funcționează foarte tare, pentru că, după cum se știe, majoritatea companiilor exportatoare de energie din Rusia au fost exceptate de la pachetul de sancțiuni, tocmai pentru a nu lovi Uniunea Europeană, da? Și în rușii, în principiu, dacă exportă energie. Asta a făcut ca tot pachetul ăla de sancțiuni să fie un fel de apă de ploaie. Da? Mai mult, o grămadă de firme deja
importatoare de energie, deja și-au deschis contul în ruble la Gazprom. Un lucru de care am mai vorbit și asta face ca rubla să fie susținută direct de europeni. Și după care vin și spun analiști economici că rubla este moneda care se susține, este cea mai bine, se susține cel mai bine. Da? Deci aici suntem. Ăștia suntem. În același timp a avut un alt tip de obrăznicie și a spus înainte de izbucnirea războiului Kremlinul a asigurat pentru Rusia rezervele alimentare. Știau ce va urma. Normal că știau ce va urma. Numai că nu știa nimeni în restul lumii ce va urma, pentru că Putin nega ori de câte ori avea prilejul care avea de gând să intre în Ucraina. Da? Deci eu mi-am pus țara la cale, cum se zice, mi-am umplut depozitele cu ce îmi trebuie și nu aveți decât să muriți voi, liniștiți, de foame, dacă se poate. Da? Și o fac cu cinism, pentru că sunt Putin și pentru că pot. Da. Pe de altă parte, uite că se mai întâmplă și lucruri la Moscova, care arată că furtuna asta de-abia începe. Rusia a demis 2 comandanți de rang înalt pentru performanțele slabe din Ucraina. Da? Comandantul ofensivei de la Harkov și al flotei ruse din Marea Neagră. Din cauza de Moscova, de nava amiral. Mhm. Un dita mai general locot. Mai avut Putin. Asta mi s-a părut maxim. Au reușit să cucerească Zaporojie, unde este o centrală nucleară care este cea mai mare din Europa. Fiind a lor, le-au spus ucrainienilor că trebuie să plătească pentru energie. Și dacă nu plătesc, închid centrala. Și simplu, nu îi lasă pe întuneric. Cam jumătate din Ucraina se aprovizionează de la Zaporojie. Da, asta se clasifică. Ea noastră acum și voi, dacă vreți rent electric, plătiți băieți. Da, asta se clasifică direct, cred, pentru crime de război. Știi? Deci asta, tu nu ai voie să faci așa ceva cu populația, că tu afectezi populația civilă când faci chestia asta, da? Deci gândește-te că acolo, de exemplu, și unul dintre exemple, ai o maternitate cu incubatoare pentru copii, pentru neonat. Și tu tai curentul. Îți imaginezi cam ce se întâmplă? Păi o să spună că e de vină Ucraina, că n-are generatoare care să pornească automat de avarie. De putut poți să spui orice, dar asta cred că sunt prinse în convențiile de la Geneva, probabil, sau știi? Deci nu cred că... Dar vorba unui comandant din uzina fieroasă din Crimea, ce mai contează un păcat în plus? Un interviu foarte interesant și mă feresc să spun din ce oraș numele uzinei de fier, pentru că nu știu dacă ascultătorii noștri știu. Facebook are o politică extraordinar de ciudată de a interzice și a bloca știri legate de băieții ăștia. Pentru că li se pare că sunt de extremă dreaptă. A existat această poveste, ei au fost de extremă dreaptă ceva timp. Ei, mă rog, s-au adunat după invazia din Crimea a Rusiei din 2014 și vehiculau o grămadă de idei despre extremă dreaptă, tatuaje și prostii de genul ăsta. Una peste alta însă, n-ai putea să spui că sunt naziști, pentru că ideologia lor nu este asta, sunt niște patrioți, unii dintre ei destul de înflăcărați. În orice caz, sunt baricadați în uzina respectivă, pe care rușii vor să o radă de pe fața pământului, că le stă ca un ghimpe în ochi. Le aduce aminte de 83 de zile de coșmar. Da. Care au blocat atâtea forțe și au iosit atâta muniție să bombardeze uzina în cauză. E foarte complicat să, dacă ai o structură de tuneluri bine făcută, e un război de gherilă, ceva de speriat. Am văzut analiști care spun că nu vor intra rușii acolo pentru că se tem de o capcană. Cei care au rămas și nu s-au predat, respectiv comandanții, care nu se regăsesc între cei predați, au avut suficientă sau au suficientă muniție cât să mineze locurile. Și atunci, l-am văzut aseară pe Harry Bucurmarcu, opinând
din punct de vedere militar, ar fi o eroare ca rușii să intre în catacombele acelea și să-i caute. Pentru că oricând oamenii care intră pot să rămână acolo. Și atunci vor prefera să îi lase, cum să spun, să moară de foame și de sete și de ce se mai poate muri în subteran. Când controlez toate intrările. Pe de altă parte, liderii detașamentului spun că e onorabil să mor la datorie. L-am văzut pe șeful lor cu această aserțiune, că nu se va preda și că dacă moare la datorie, este o moarte morală și frumoasă. Este un interviu luat de Bernard Henri Lévy, care a fost publicat în mai multe ziare occidentale, 16 mai, cred, deja, 16, 17, ceva de genul ăsta, l-am preluat și noi azi, și foarte interesant. Luat pe Zoom unui comandant de acolo, este unul dintre cele mai serioase și mai triste și mai neromanțate povești de groază din războiul ăsta pe care am văzut-o. În care vezi niște oameni care rezistă acolo la 30 de metri sub pământ, galben la față și care spun că de fapt au pierdut șirul zilelor, nu mai știu exact ce zi, zile, nopți, ce se întâmplă, sunt sub atacuri rusești care vin în valuri, se bucură că au scăpat de civili, că au fost evacuați pentru că nu mai pot fi folosiți ca șantaj și că își permit să lupte, mă rog, fără să mai aibă grijă lor împotriva rușilor și care spunea că practic se plângea că au fost abandonați de cartierul general și că le este foarte greu, că nu mai au muniție de niciun fel aproape, mai au muniție ușoară pentru 2 săptămâni maxim. Cam așa este, li s-a ordonat să se predea. Să stea. Da. Să reziste cât pot. Pentru a atrage forțe rusești în zonă și a le ține ocupate. E o misiune de asta absolut sinucigașă. Cu toate astea, omul e... Tot interviul emană o incredibilă serenitate în fața morții, fără să aibă accente de dezaxare sau ceva de genul ăsta. Mi se pare foarte mișcător, cred că asta. Te mișcă până la lacrimi. Oricum, îl găsiți la noi pe pagină. V-aș sugera să nu-l promovați prea tare pe Facebook pentru că risca să vă blocheze ceva conturile. Au un algoritm care merge destul de prost și când dau de chestii de genul ăsta, Dumnezeu cu mila. Apropo de faptul că rușii intră sau nu intră acolo, filozoful francez îl întreabă pe omul ăsta. Zice, Ilia, e ceva ce nu înțeleg. Dacă asediu e total și nu ai ieșit, nu aveți ieșire de acolo, de ce rușii nu încep un asediu fără să facă nimic, lăsându-vă să muriți de foame și de sete? Și omul ăsta răspunde așa, foarte interesant. Și mi se pare că e cheia întregii barbarii aici. Zice așa, pentru că vor să ne omoare, unul câte unul. Avem cazuri de camarazi pe care i-au capturat, i-au executat încălcând legile războiului, mamelor lor li s-a trimis fotografia făcută cu telefoanele victimei. Da? Unul a fost sufocat într-o pungă de plastic într-un câmp de secară. Okay. Trebuie să înțelegi ceva, rezistența noastră îi nebunește pe ruși. Dacă nu eram noi, el ar fi declarat victoria la Mariupol pe 9 mai. Suntem un ghimpe în coasta lui Putin, un os înfipt în gâtul lui, un simbol pe care vrea să-l distrugă. Da. Ăsta e omul care așteaptă liniștit moartea, care va veni într-o zi, oarecare. Cu serenitate, dar problema e următoarea. Eu nu cred nicio clipă în faptul că vor avea un bun tratament. E limpede că vor să organizeze un proces. Ezită puțin. Astăzi trebuia să intre proiectul pe agenda Dumei de Stat, prin care e declarat detașamentul unitate teroristă. Asta pentru ca să poată fi asimilat, scoși din categoria prizonierilor de război și trecuți în cea a criminalilor de război, respectiv judecați și condamnați. Rușii i-au vrut mai mult vii decât morți, da? Pentru că țin foarte mult să captureze comandanții ca să-i poată arăta întregii rusii și să poată justifica
oroarea de până acum. Uite, pentru aceștia am fost noi în Ucraina să scoatem nazismul din ei. L-am văzut pe Kadyrov spunând că sunt, nu mai sunt naziști, sunt sataniști mai noi. Da? Acești membri care se încăpățânează, spune Kadyrov, să iasă din subteran. Sunt sataniști. Ceea ce mi se pare, cum să spun, din gura lui Kadyrov sună absolut groaznic. Ăsta e poreclit măcelarul din Groznei. Pentru tratamentul brutal pe care îl aplică inclusiv concetățenilor lui dizidenți, care nu sunt de acord cu el. Sunt mai multe grupuri dizidente în Cecenia, dintre care multe luptă împotriva lui. Omul ăsta a moștenit poziția de la tatăl lui și este o emanație, ca să folosesc o sintagmă provenită de la Moscova prin gura lui Ion Iliescu. Este o emanație a celui de-al doilea război cecen, care a fost o crimă de război de la un început, de la cap la coadă, în care au fost măcelăriți ceceni, civili, grozni, făcut praf, în care pe ceceni s-au folosit arme, bombe termobarice și toată năzdrăvânia, bombe cluster și, deci, tot ce vrei și ce nu vrei, lucruri pe care le-au făcut rușii și în Ucraina, dar la o scară mult mai mare în Grozny, de care nu se ocupa nimeni. Era foarte puțină presă străină în momentul ăla, telefoanele erau mult mai puține și știrile despre război erau mult mai puține. Iar ăsta este acum omul, cecenul, care este complet aliniat Moscovei. E complet aliniat puterii care i-a distrus țara. Ăsta e Kadyrov. Da, și i s-a încredințat Mariupolul. Este darul de la Putin. I s-a spus, faci ce vrei cu el. Da, deci, și se pare că... moment, peste acele ruine domnește măcelarul. Bun. Pretorienii Rusiei sunt ăștia, știi? Dar într-un sens complet derogatoriu. Adică niște oameni care se ocupă cu treburile murdare. La un moment dat erau trimiși să verifice că rușii luptă cum trebuie. Și? Cum făcea Stalin cu trupele NKVD pe care le trimitea pe front, nu de alta, dar să gonească soldații ruși înainte, către liniile germane. Știi? Și dacă cineva mergea prea încet sau lua în direcție opusă, îl împușcau. Ca să știe toată lumea că cum să treabă. Așa s-a scris istoria. Rusia asta e o crimă de război de la un cap la altul și un viol. Imaginez ce criză de soldați are Vladimir Putin dacă pentru a-i lua în țară spune că la anunțurile de locuri de muncă încadrează recruți, oameni care să se înroleze în armată cu 500 de dolari pe lună, povestindu-le ce statut social minunat vor avea atunci când se plimbă prin Ucraina cu Kalashnikov în spate. Am văzut un reportaj cu cozi în Etiopia, oameni care dau buzna, efectiv cozi kilometrice, pot să spui, vor să lucreze în Ucraina pentru că li s-a spus că salariile vor fi de 2.000-2.500 de dolari. Mm-hmm. Adică mult mai mult decât e suma promisă celor din Siberia. Ori 2.000-2.500 de dolari e destul ca vieții oameni să stea în soare la coadă, să se înroleze și să vină să lupte în Ucraina. Nu spun că știu ceva. Adică dacă mergi după stradă și te înrolezi că ți se pare atractiv salariul, nu înseamnă că știi să folosești o pușcă sau un obuzier sau mai știu eu ce mecanism până te război. Mă pricep de mărup, dar oricum închipui că așa cum nu mă pricep eu, nu se pricep nici cei care stau la coadă. Nu neapărat, că sunt oameni din Etiopia sau din Somalia care au luptat în războaie, inclusiv războaie civile în Somalia, a fost nebunie, nu? Atâta mari de ani. Interesant e că mulți dintre ei, toată problema aici este că dacă tu invadezi Ucraina cu musulmani, riși să dai o turnură și mai groaznică războiului ăsta. Știi? Deci până acum se bat slavi între ei, sunt ortodoxi, sunt probleme mari, că există un split între biserici, care de fapt sunt pravoslavi și amândouă, da? Deci, oricum,
va crea multe probleme războiul ăsta și a creat deja multe probleme pentru Putin. Nu știu dacă vrei să-ți mai faci o bubă în cap. Dând un twist și o dimensiune, că zic așa, spirituală războiului ăsta. Nu sunt convins că nu face încă o greșeală fatală. De altfel, pare că omul ăsta face greșeli după greșeli. Indiferent ce măsuri ia, se întâmplă greșeli. A intrat în zona aia. Ai sirieni. Ai ceva sirieni, nu sunt foarte mulți și ai pe oamenii lui Kadyrov, da. Deci ai deja acolo niște... Dar care păstrează un low profile pe cât posibil și care au pierdut deja niște generali. Acum, faptul că tu vii și dai un amiral și un general jos, semnalul ăla e interesant, că tu de fapt spui așa. Ăștia nu erau buni. Dar erau cei mai buni, nu? Că doar nu ai pus niște proști acolo. Da? Deci cei mai buni nu erau buni, mai ales cel pe care l-a dat jos pentru eșecul operațiunii din Harkov, care, mă rog, Harkov a fost curățat aproape în totalitate. Și rușii goniți după graniță. Foarte interesant. Cum s-a întâmplat? Și ce urmează? Tu ai două mesaje. Pentru publicul intern, asta e pentru propaganda internă, în mod evident. Pe occidental nu interesează pe cine dă Putin jos sau pune. Dar tu zici așa, de fapt ăla era prost, uite, vă propun eu unul mai bun. Vino tu, mă, și stai aici. Al doilea care vine deja, vine cu un bagaj, un bagaj emoțional și care se așteaptă să fie dat și el jos. Nu? Ce o să facă? O să fie mai crispat. Nu? Că dacă pe primul l-ai troglodit, al doilea cam vine după sine. A doua oară, deja tu ai un precedent. Da, acela este cu numele, pentru că am văzut un material în Guardian, dar după aceea a fost confirmat și de jurnaliștii ruși din sursele lor, puțini jurnaliști independenți ruși care au mai rămas și care își riscă practic libertatea ca să mai relateze de ceva, cei de la Meduza, dacă nu mă înșel, care spun așa, Putin personal s-a apucat de strategii. Mișcarea aceea aiurea complet în care un detașament întreg a fost aruncat în aer în timp ce vrea să treacă pe un pod de vase sau ce vrea să facă, să treacă un râu, la Pupitru, de cealaltă parte, se afla Putin personal. De ceva timp a ajuns strateg. Nu e treaba lui, că nu știe. N-ai să fii spion, contraspion și ce ai fost. Asta este să fii militar și strateg în războaie. Se iasă foarte prost. În situația dată e mai greu să mai dai vina pe comandant. În același timp, la vremea respectivă am vorbit noi între eu cu tine, dar n-am apucat să discutăm în emisiune. E foarte interesant că a renunțat la FSB. Nu se mai sprijină pe el. Și a dus în fruntea spionajului, contraspionajului rus, un tip de la GRU, da? Să-i conducă pe băieții de la FSB. Cum își închipuie el după ce a dat câțiva afară? Cum își închipuie că privesc cei de la FSB faptul că vine un tip de la Serviciul de Informații al Armatei să le facă lor ordine și să-i conducă? Deci are și darul ăsta care mie mi se pare, nu e cazul război să-i îmbrășbești între ei. Cum trebuie să existe, nu știu, o mare incompetență să-i muți în timpul războiului. Mi-aduc aminte de Gerasimov, care practic a fost, nu mai este la comanda marelui șefului ăsta, marelui stat major. Cum o fi să schimbi din mers un astfel de om? Pare disperat. Pare că nu mai are încredere în nimeni. Pare că dacă a ajuns să facă singur mișcări și mutări și să vorbească prin stație cu oamenii lui, e limpede că măcar se gândește că îl pot răda cu toții și să piardă dacă pierde pe mâna lui. Până acum, ce a condus, se pare că a condus foarte prost. Da. A început să cânte cucu și prin Germania, ca să zic așa. Există un istoric german care a vorbit de Olaf Scholz
în online. De Schröder. De Schröder. De Olaf Scholz. Eu știu că de Schröder. Și zice așa. Hubertus Nabe pune acest fapt, vorbește de politica incredibil de uleioasă a realpoliticului Germaniei. Și zice, la fel ca mulți alții din Partidul Social Democrat, SPD, da, din Germania, Olaf Scholz se prezintă ca un tehnocrat cu maniere blânde și un pragmatist de centru-dreapta, dar are un trecut politic surprinzător. Omul ăsta a crescut în Hamburg, în Germania de vest, da? Și era un marxist convins și un adept înfocat al așa numitei mișcări pentru pace. Asta trebuia să fie... Mă întreb dacă l-a cunoscut pe Adrian Păunescu. În 82, când Scholz a devenit lider adjunct al tinerilor socialiști, da? Deci, fii atent aici. Zici că vorbim de Angela Merkel, dar nu vorbim de Angela Merkel, vorbim de succesorul ei. Războiul rece era la apogeu și perspectiva unui schimb de lovituri nucleare între Occident și Moscova părea iminent. Și atunci, la un moment dat, NATO a staționat rachete în Germania, unde au stat, cred că până, dacă mai sunt și acum. Bun. Cu sprijinul cancelarului Helmut Schmidt, care se știe. Bun. Ce făcea tânărul Scholz în perioada asta? În eseuri și discursuri, el a condamnat strategia agresiv imperialistă a NATO și susținătorii săi de dreapta. Înțelegi? Ăsta era convins că, de fapt, adversarul e NATO. Mă, eu repet, este ex-cancelarul Schröder. A scris pe Petreianu despre asta. Eu citesc pe net și vorbește de Scholz. A călătorit în mod reculat în fosta Germanie comunistă, în așa numită Republică Democrată Germană. Da? A trecut granița de 9 ori între septembrie 83 și iunie 88. Pe vremuri, dacă pentru cine nu știe, că ăștia mai tine nu mai știu nimic. Existau o grămadă de oameni care erau împușcați pe zidul ăla de sârmă, pe gardul de sârmă ghimpată, pentru că încercau să treacă din Germania de Est în cea de Vest. Și lăsau împușcați acolo. Îi lăsau să stea un pic la soare ca să se sperie băieții din care trăiau prin vecinătate. Să renunțe la încercări de trecere frauduloasă a frontierei. Așa cum și la noi. Pe frontieriștii băteau și iugoslavii spre sfârșit, îi băteau românii, îi împușcau, se duceau după ei cu calul, treceau frontiera și îi trăgeau. Deci erau lucruri de o barbarie incredibilă. Asta, apropo, eventual pentru susținătorii comunismului ca sistem social. Dom'le, în comunism ajungi indiferent cum îl implementezi, trebuie să începi să împuși lumea, că nimeni nu e de acord cu mizeria aia. Și sfârșești prin a deveni un lagăr de concentrare imens. Asta sunt, toată lumea e așa. China e așa, Corea de Nord să nu mai vorbim. Da. Cuba este exact în felul ăla. Oamenii trec disperați, se urcă pe bărci gonflabile și trec 90.150 de km până în Florida. Da? Și nu se întreabă nimeni, mă, dar de ce toată lumea în comunism simte nevoia să împuște oamenii care vor să plece? Dacă, dom'le, e așa o treabă bună comunismul ăsta, de ce fuge toată lumea de el? Nu? Nimeni nu se întreabă. În Corea de Nord nici nu îndrăznesc să fugă. În Corea de Nord nu îndrăznesc nici să gândească că vor să fugă. În Corea de Nord nu mai gândesc nici să că respiră. Știi cine fugise din Corea de Nord, în Sud? Fostul președinte. Se întâmplă lucruri interesante și pe acolo. Actualul președinte, fostul președinte era un transfug. Și cu toate că era transfug, avea o politică foarte interesantă, foarte, cum să zic eu, acomodantă pentru Corea de Nord. Îi înțelegea foarte bine pe oamenii ăia. Însă a fost înlocuit de un tip care este pro-american acum și te aștept să se schimbe o grămadă de lucruri și pe acolo, pentru că, mă, există o alianță. Până la urmă, americanii au luptat împotriva Chinei în Corea și se pare că lucrurile stau să crape și pe acolo. Îl vedem pe mititelul ăla gras din Corea de Nord. Se pregătește pentru un mare test cu rachete nucleare nespecificat, o mare nebunie. El e pocnit de COVID. A declarat o criză incredibilă, nu știu, a zis că un milion de oameni afectați. Dar de ce brusc? Pentru că până acum el spune că n-a avut niciun caz de COVID de 2 Bine. Ani. Brusc
A venit COVID-ul, repede. Și în prima zi când le-au ordonat să intre în case, dar un lockdown inexplicabil, misterios, abar n-avea nimeni de ce trebuie să intre în case. Și simplu au fost anunțați să meargă acasă și să se închidă acolo și să nu iasă. Nu știu, mă, poate se pregătesc de o invazie extraterestră, nu știu ce știu eu. Glumesc, îți dai seama. Dar cu seceta, știi cum e? Anterior chestii cu lockdown-ul, cu COVID-ul. I-a scos pe oamenii ăștia de peste tot, din fabrici și uzine, pentru că se confruntă cu o secetă groaznică, să Da. combată seceta. Păi cum Făcând să pipi, combate? fiecare și alege câte un boschet. Nu știu. Dar vieți oamenii au ieșit, că de frică acolo, dacă nu aplau suficient, boiei. Da? În momentul Pentru că... în care îl vezi pe disperatul ăla că face gesturi de genul ăsta, poți să te gândești la două lucruri. Ori că au început să chiție de foame și nu prea mai poate stăpâni, ceea ce mi-e greu să cred că e așa, pentru că există o teroare absolută în țara aia. Ori că a primit un telefon din China și i-a fost ordonat să facă ceva. Să facă du-te și fă zgomot. Corea de Nord a făcut chestia asta întotdeauna. Și e pe post de deflector al atenției Occidentului de la China. Acum, și în China se întâmplă destul de multe lucruri interesante. Foarte greu de descifrat. Lockdown-ul în Shanghai funcționează bine, mersi. Există, am văzut pe site, pe diverse site-uri, o chestie destul de rară, cred că în Beijing se întâmpla, un protest al studenților. Erau câteva sute adunați. E frumos așa. Că dacă începe, de obicei începe cu studenți, dar nu se termină întotdeauna numai cu studenți. Ce puțin așa a început în Hong Kong. Lumea e supărată. Beijingul este carantinat pe zone. Și încearcă să mențină o aparență totuși cât de cât. Shanghaiul e total. E destul de interesantă treaba, pentru că nu, de fapt nimeni nu e ferit. Toate cele trei mari puteri, China, Rusia și Statele Unite, au probleme mari. În Statele Unite ai o secetă care face destul de mult prăpăd pe acolo. Ai o secetă în Casa Albă, pentru că Biden este din ce în ce mai asediat de tot felul de cereri de demisii. A fondat un minister al adevărului mai nou, nu se cheamă așa, există o comisie, mă rog, o să mai auzim de ea și cred că o să mai discutăm. Deocamdată cred că nu e momentul. Când s-or pune pe lucru, o să înceapă să facă o poliția gândirii, am impresia că vor să implementeze și o să fie interesant. Pentru că acolo, de fapt, ar părea că e o democrație, dar de fapt este un fel de cleptocrație și pe acolo. Și se pare că simt nevoia din ce în ce mai mult să mușamalizeze criticile și realitatea. Cam ce face Putin, de fapt, cu legile lui draconice anti-război și anti-presă. Bine, la cu tot o altă scară, deci în Statele Unite nu sunt violenți, nu te aruncă nimeni pe geam, deocamdată doar îți taie conturile de pe Twitter. S-a mai întâmplat o chestie interesantă, că Elon Musk devine din ce în ce mai agresiv la adresa politicii interne a Americii. Nu se mulțumește numai să cumpere Twitter. Mă rog, și asta stă e pus în limbo, tot procesul e suspendat. Tot procesul e suspendat pe motive de număr de conturi false. Și aici e o întreagă discuție și sunt mai multe scenarii pe care lumea le vehiculează. Mie personal mi se pare că motivul invocat este un praf în ochi. Și atunci te gândești, domnule, de ce o face? Ar putea să o facă din cauză financiară, că l-au șuntat cu banii. Acțiunile Tesla au căzut destul de mult. A pierdut o grămadă de bani. Asta ar fi o variantă. A doua variantă este că e supus la presiuni. Una peste alta, la un moment dat a lansat ideea că o să candideze din partea republicanilor. Și asta e senzațional. Închipuiesc că unul dintre cei mai mari industriași care lucrează în China, are o fabrică imensă acolo și care evident că e supus presiunilor chineze, e inerent să pățești chestia asta, vine cu ideea să candideze pentru republicani. Da? Deci nu numai că ai un Joe Biden într-o parte care este
de-abia stăvilește acuzații de mită din partea chinezilor în scandalul Hunter Biden și cu laptopul celebru. Deci de-abia le stăvilește. Deci, și el fiind acuzat că este pe sârmă cu chinezii. E, vei avea un candidat din partea republicanilor care are o fabrică imensă în China. Știi? Închipuie. Cam cum poate să funcționeze? Îți amintești ce s-a întâmplat când a venit un om de afaceri precum Trump și a dat afacerile pe vremea cât a fost președinte? O să spună și Musk că dă nu știu cui. Încredințează unei firme administrarea firmelor sale pe vremea cât e președinte, dacă ar câștiga. Dacă. Foarte interesant. Peste toate astea, Europa în criză de gaze și alimentară, în curând. Oricum, Europa nu este în continuare cu măsuri diferite, destul de ipocrită. A lansat un ghid prin care chiar Uniunea Europeană l-a lansat, prin care țările sunt învățate cum să facă, să plătească în ruble fără să încalce sancțiunile. E așa un subterfugiu din ăsta, hai să ne prefacem sabotăm că... singuri. Să ne sabotăm singuri asta. Despre atunci asta de ce ne mirăm că a săltat rubla până la cer? Și pe de altă parte și dolarul a săltat. Adică azi am văzut un material foarte cinic semnat de domnul Petru Romoșanu în bursa, care spune că de fapt câștigătorii acestui război până acum sunt rubla și dolarul. Și aduce probe. Ce probe pe care nu le poate contesta nimeni. Le-am citit în ultimele 2-3 săptămâni toată presa economică și este clar că stă bine la capitolul întărirea rublei domnul Putin. Într-adevăr, e în prag de incapacitate de plată pentru că are niște plăți în dolari și nu are cum să facă rost de ei, dar ruble are. În același timp, dolarul iarăși stă foarte bine pentru că au semnat contracte pentru GPL, pentru gaz lichefiat. Și se va livra masiv în perioada următoare. Mai vorbim de banii care se iau pe multe alte chestiuni inerente războiului. În general, finanța când are probleme, pune de un război ca să estompeze tot și să câștige. Din războaie, armatorii nu pierd, cei care fac fabrica arme. Și uneori forțează lucrurile ca să-și mai poată folosi produsele pe care le fabrică. Foarte interesant că au început iară delirul cu armele nucleare, din cauza Finlandei și Suediei, care, mă rog, vor să adere la NATO, au aplicat, au fost... Ăsta e cel mai tare delir, este paroxismul, deci le-am văzut pe toate. Până acum au fost vreo 5 sau 6 lor de poziție care făceau referire la arma nucleară, de asta depășește orice închipuire. Pentru că tu ai calculator în față, iar eu nu, ar trebui să mă uit în cer și nu dă bine. Ai putea să ne citești cum e cu cele câte state, 28 sau 32, nu știu câte vor să... Da. Finlandezii și suedezii ar trebui de asemenea să înțeleagă lucruri simple, că vom intra în luptă directă cu ei doar în cazul în care suntem în război cu NATO. Iar dacă e un război cu NATO, acesta nu va fi, știți, cu drone, va fi nuclear. Și nu o să ne pese câte țări distrugem, 28 sau 32. Ei ar trebui să înțeleagă acest lucru foarte bine. Avem destule arme nucleare pentru toate la un loc. Avem cu ușurință suficiente pentru 32 de țări. Ăsta e deputat. Nu e vreun descreierat după stradă, știi? Să zici, bă, s-am bătat cu vodcă și nu mai știe ce vorbe. Nu, e deputat. Juravliov îl cheamă. Pe listele Partidului Naționalist Rodina, Patria. Deci ăsta, Rodina asta știi cum e? E ca un fel de Corneliu Vadim Tudor. Alături de Jirinovski. Exista Rusia Unită, știi ce faci? Tu vrei să faci așa, vrei să faci niște false alternative, cum avea Iliescu pe vremuri, știi? Avea pe descreieratul ăla de Vadim Tudor, care vitupera în fițuicile lui România Mare, avea pe aia din dimineața, azi, știi? Adevărul, că e și adevărul, era adevărul, ne lucra, mă rog, nu mai vrem să zicem nimic. Și atunci, tu când creezi o extremă de asta absolut descreierată,
lumea zice, bă, da, ăia-s descrerați, dar uite, ăștia-s mai, știi? Încep să, în felul ăsta denaturezi alegerile. În 2000, când de frica lui Vadim, lumea a vot, mulți au votat Iliescu, exact. N-am făcut-o. Exact. Asta e. Da, pericolul era. Asta e tactica. Exact. Pericolul era în mințile noastre, nu era real. Asta era o jucărie, da, pe care a folosit-o securitatea și se pare că mai folosesc și alții. Finlandezii ar trebui de asemenea să înțeleagă că sunt niște, și citează, bastarzi care au luptat de partea fasciștilor. Da? Bastarzi? O referință la al doilea război mondial. Da. Bun. Nu spune nimic de faptul că Stalin a încercat să invadeze Finlanda și l-a luat regiunea Viborg, știi? Până la urmă. După ce au pierdut, nu știu, 25% din efectivul armatei finlandeze. Reușind să-l oprească pe... Dar altceva decât le convine? Să-l oprească pe taica Stalin, da, până la urmă. Le convine, pardon. Știi? Ce poți să faci când... Asta e televiziunea oficială. Și cu toate astea, în partea cealaltă se află Emmanuel Macron, care vrea să nu-i umilească pe oamenii ăștia. Cum ai să reușești să faci asta? Exact. Ce poți să faci cu așa ceva? Ce variante îți lasă în momentul în care ăla, de fapt, te amenință cu exterminarea? Știi? Și nu o face odată, să zici că, doamne, s-a întâmplat. Nu, o face constant, programatic, pe termine de stat, nesancționat. E ca și cum în România noi ne-am apucat să amenințăm, nu știu pe cine, că îi terminăm. Da? Cum negociezi cu oamenii? Ce negociezi exact? Eu am o problemă. Când spui asta la televiziunea de stat, ai niște zeci de milioane de oameni care asta privesc. Da, cască gura. Da. Era prime time. Și așa și mă întreb ce se întâmplă cu rusul care se uită la televizor în acel moment. Pentru că e ușor să spui avem arme pentru 28 sau 32 de state nucleare, dar nimeni nu completează. Stai mă frate, că dacă trage în 28 sau 32 de state, că sunt 28 din Uniunea Europeană și mai pun problema de Canada, Statele Unite, Australia și Japonia sau ceva de genul ăsta și altele din afara Uniunii. Ce mai rămâne din planeta asta? Unde te muți? Da? Putin are bunker și poate să stea în bunker și 100 de ani de acum încolo. Provizii și cu de toate. Dar restul rușilor? Unde se mută? Ce rost are o lume în care fără Rusia? Da, asta a fost prima replică. Prima din șiragul ăsta. Poate să se termine lumea mâine, nu? Deci, o lume fără Rusia nu e o lume. Ce faci? Despre ce vorbim? Vorbim despre un azil de nebun de 140 de milioane de oameni? Să știi că i-am nebunit de cap. Pentru că oamenii ăștia sunt... Abia aici putem vorbi de telespectatori captivi, cum ar deci, spune George deci, Simion. După un asemenea mesaj, ai crede că rostul lumii e Rusia. Nu? Așa. Și închipuie. Îți dai seama ce e acolo, mentalul ăla. Îți dai seama atunci că ei practic își permit... De acolo vine totul. Așa a ajuns să ai soldați care violează mame și femei din Ucraina, așa, pur și simplu... Și împușcă civili. Da. Violează și băieți. Și după aia neagă. Că ajung să mutileze tot ce întâlnesc în cale. Și da, o fac cu aprobarea liderilor lor. Foarte interesant că am tot vorbit de colonelul ăsta care a avut două apariții. Hodarionok, care a avut două apariții la Rusia Pervui, la Sia Pervui și care... critica pe față toată politica asta de militarizare și de hai să mai înregimentăm și să trimitem soldați în Ucraina, dar care acum a venit și a întors-o ca la Ploiești, ca la, nu știu, ca la Bacău, nu știu ca unde, ca la Moscova. Nu? Deci până la urmă... Să spună că el este cel scos în față de o așa zisă grupare care se împotrivește lui Putin. Și era problema cât de puternică și de sus e gruparea dacă are acces la televiziunea națională. Acolo nu e problema că vorbești. Poți să vorbești sau să gânguri.
Ideea e, ești invitat, intri acolo. Și fusese de două ori și ne miram două emisiuni la rând, cum vorbește omul ăla și de ce vorbește. Uh-huh. Întrebarea este, ce i s-a întâmplat de s-a răzgândit? Bine, nu foarte categoric. Din textul ăla, de fapt, mică ceva de genul că nu poate exista o contraofensivă ucrainiană. Nici grupării lui, probabil că nu-i convine ideea că o țară pe care o agreseze ar fi în stare să, și pe care o invadeze ar fi în stare să se întoarcă împotriva ta și să se izgonească din țară. Nu dă bine pentru spiritul rus. Și aici ne ducem la problema că oricine ar veni după Putin, chiar dacă acest tip reprezintă o grupare care își permite să sară la beregata lui Putin, ea de fapt în fond gândește ca și Putin. Acea grupare care ar căpăta puterea după ce Putin ar fi eliminat într-un fel sau altul. Problema e că ceva se întâmplă și acolo, știi? Că dacă stai să te uiți subteran, cred că există niște lucruri care nu merg conform plan. În momentul în care Putin începe să demită general, el de fapt îi însărcinează pe, îi blamează direct pentru ce? Nu pentru o reușită. În momentul în care începi să dai jos general, tu de fapt transmiți mesajul că, bă, lucrurile nu merg chiar cum spun eu că merg. Pentru că dacă ar merge bine, ăștia n-ar avea de ce să fie dat jos odată. Asta implicit mesajul negativ și nu știu, bănuiesc că toată lumea ar percepe așa. Chiar nu mai știu dacă oamenii din Rusia raționează sau ce fac. Sau sunt complet în zona disonanței cognitive, dar mesajul e clar acolo. Deci în momentul ăsta nu se mai poate spune, nu mai poate să spună nimeni, domne, Putin nu știe ce se întâmplă. Mi se pare o prostie, indiferent cât de autist ești, în momentul în care te apuci să dai jos general, recunoști că de fapt nu merg lucrurile cum trebuie. Nu? Deci acolo suntem. Mai este și un general american. Da. Spune. Nu, termină ideea și o să spun că vă citisem analiză și vreau să spomenesc ceva despre ea. Apropo peste de toate astea iese Ben Hodges și spune că la sfârșitul verii Ucraina va fi câștigat război. Nu? Generalii nu prea fac predicții de genul ăsta. Nici măcar aia retragi, ca în cazul lui. Pentru că, știi, când faci chestia asta, îți pui credibilitatea pe masă până la urmă. Chiar dacă, să zic că, bun, câștigi un impuls de moment motivațional și așa mai departe. Întrebarea e, ce știe generalul ăsta retras american și noi nu? Asta ar fi o poveste. A doua, cum răspunde Rusia la treaba asta? Că trebuie să răspundă într-un fel. Frontul ăla a rămas doar undeva în sud, și prin Lugansk, nici măcar Donetsk nu mai e sigur. Au început să bombardeze sate din Rusia, ucrainieni. Da. Într-un show pe care mie mi se pare, bun, oarecum propagandă, dar oarecum de forță, își permit să bombardeze sate din Rusia. Cum sună asta? Pe față. Interesant. Am citit o analiză despre aceste demiteri. Foarte interesant punctul de vedere. Al unui tip care a fost la un moment dat, a lucrat acum 20 de ani cu Putin și spune că era altfel, dar nu asta contează, povestește că, de fapt, de fiecare dată după ce a făcut o demisie, a ținut omul aproape ca opinia publică să n-aibă impresia că este află în dificultate. Respectiv, prima dată a arestat, se zice, șefii FSB-ului la domiciliu. După care, pe șeful FSB-ului, care era șeful și doi adjuncți, au fost reținuți. Pe șeful FSB-ului l-a scos din arestul de la domiciliu și l-a adus consultant și apare tot timpul cu el însuită, dar de fapt nu vorbește nimic cu el. Dacă lumea să înțeleagă că de fapt el n-are nimic cu șeful FSB-ului și lucrurile merg ca precum în sens. După aceea, Gerasimov la fel, i s-a luat comanda marelui stat major, teoretic. Practic, defilează și este prin Kremlin și e lăsat să pătrundă, dar iarăși nu se discută nimic cu el. Ca să se poată spune, domnule, Gerasimov era locul lui. De fapt, păstrează în funcții niște oameni, dar de fapt ei nu sunt la comanda, la timona acelor instituții. Și există un adjunct care îndeplinește
cerințele lui Putin și cu care Putin stă de vorbă. Această tactică de păstrare a aparențelor s-a rupt ieri sau alaltă ieri când au fost făcute aceste două demiteri anunțate oficial. Deci dacă până acum le camufla, a ajuns la concluzia că nu le mai camuflează. De ce? Are nevoie de țapii sfârșitori? Ce se întâmplă? Probabil. Sau e mai puțin frică de anunțuri. Pentru că totuși demiți șefii ai serviciilor secrete. Bun, ei au niște asigurări pe undeva. Nu? Au niște oameni loiali lăsați acolo, că e pe găști, nu e pe altceva în Rusia. Tu îi demiți pe șef și ăilalți ce fac? Stau să uită la lună? Complicat. Trebuie să ne oprim aici că gata? Regia îmi spune că ni s-a terminat ora și trebuie să ne oprim pentru că emisiunea asta se încapă și la București TV, unde ne puteți vedea de la ora 22:30 în retransmisie. Vă urăm un sfârșit de săptămână cât mai plăcut pentru cei care se numesc Constantin și Elena vă urăm toate cele bune și o zi cât mai fericită și senină. Ne auzim marți. Ne auzim marți la ora 9, ca de obicei. Toate cele bune.